Problemele din sistemul de învățământ se plâng și cadrele didactice din mediul rural, care își exprimă nemulțumirea față de condițiile din școli. Conform unui studiu, mai mult de o treime dintre dascăli susțin că este nevoie de investiții în grupurile sanitare, iar 2 din 3 profesori vor mai mulți bani pentru laboratoare. Din ultimul sondaj realizat de organizația World Vision România reiese faptul că profesorii din învățământul rural au nevoie de investiții substanțiale pentru a-și desfășura activitatea în parametrii normali. 2 din 3 profesori vor alocarea unui buget mai mare pentru laboratoarele de informatică, precum și de alte discipline. Totodată, mai bine de o treime se confruntă cu probleme în ceea ce privește grupurile sanitare. Aproape jumătate dintre aceștia doresc renovarea clădirilor, iar 30% consideră că accesul elevilor la unitățile de învățământ este dificil și este necesară reabilitarea drumurilor și achiziționarea de autobuze școlare. Peste 40% dintre cadrele didactice susțin că sunt necesar mai mulți bani pentru biblioteci, spații de joacă sau pentru spațiile dedicate activităților sportive. Totodată, 90% dintre cadrele didactice își doresc să se implementeze un program de masă caldă cu ore remediale în toate școlile vulnerabile, motivând că un astfel de pachet de servicii ajută la prevenirea și combaterea abandonului școlar. Mai mult, 1 din 3 cadre didactice afirmă că au prea multe obligații birocratice în afara orelor. 2 din 3 cred că programa școlară este încărcată sau nu este adaptată nevoilor actuale ale copiilor, iar 1 din 2 este descurajat de neimplicarea părinților în educația copiilor sau de alte probleme ale familiei, ca nivelul de sărăcie sau lipsa de educație a părinților. Informațiile World Vision România au fost culese cu sprijinul proiectului Inspectoratul Școlar Civic, proiect derulat de organizație cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România.